Bine ați venit la videotorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint o cameră de supraveghere foarte performantă. Este vorba de un Hikvision. Probabil nu ați auzit de această firmă, dar trebuie să vă spun că este una dintre cele mai mari firme din China de producție de sisteme de supraveghere. Face camere video, NVR-uri, tot felul de console și așa mai departe, tot felul de chestii de supraveghere. Camera este extrem de performantă, vine cu într-o carcasă Vandal Proof, o carcasă din metal care o poate proteja. O să vorbim mai încolo despre aceste chestii. Are o certificare IP66, adică este o cameră de exterior, o cameră care poate rezista la ploaie, la ninsoare, la chestii de genul acesta, vânt, înghețare sau cine știe ce, rezistă până la minus 30 de grade Celsius sau până la plus 60 de grade, ceea ce înseamnă că o să reziste și iarna în viscol și vara în caniculă. Are câteva LED-uri infraroșii care o ajută să vadă până la 20 de metri, ceea ce este foarte interesant. Rezoluția video este de 2048x1536 la 20 de cadre pe secundă sau Full HD, adică 1920x1080 la 30 de cadre pe secundă sau 20, depinde în ce zonă sunteți, NTFS sau PAL. De obicei la noi vom avea 25 de cadre pe secundă pentru 1080 și 20 de cadre pentru rezoluția de 3 megapixel, adică 2048x1536. Senzorul este făcut de Sony, un senzor foarte mare, un senzor de 1x3 inch sau o treime de inch, un senzor, v-am spus, destul de mare. Dacă nu vă dați seama, trebuie să vă spun că este aceeași dimensiune de senzor cum avem pe Galaxy S5 sau pe iPhone 5S sau iPhone 6, tot aceeași dimensiune de senzor, un senzor care este destul de mare și poate capta foarte multă lumină. De asemenea, față de senzorii de pe smartphone-uri, acesta are un mare avantaj. Nu este făcut pentru poze, deci el nu are 13 megapixel sau 16 megapixel sau 8 megapixel. El are 3 megapixeli. Asta înseamnă că pixelii sunt foarte mari, sunt pixeli grași, da? Pixeli supraponderali și pot aduna foarte multă lumină. Dacă vreți, putem să asemuim acest senzor cu cel de pe HTC One, care are 4 megapixeli. Acesta este un senzor mult mai sensibil, pentru că are doar 3 megapixeli. Camera aceasta de supraveghere este doar pentru video, nu pentru poze. Bineînțeles, poate face și snapshot-uri ca să vă trimită rapid pe mail informări sau chestii de genul acesta. În afară de toate aceste chestii, camera are un obiectiv variofocal, adică putem să dăm zoom pe românește, putem să avem o imagine wide sau o imagine tele, putem să apropiem foarte mult, putem să învârtim obiectivul în diferite direcții, sus, jos, stânga, dreapta, o să vedeți, pentru că o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Camera are tot felul de funcții despre care vom vorbi imediat, dar ce trebuie să știți dacă cumpărați această cameră, aveți nevoie neapărat de un alimentator, pentru că camera nu vine în cutie cu un alimentator, deoarece are suport PoE, adică Power over Ethernet. Camerele care au suport Power over Ethernet primesc energie pe cablul de net și nu mai au nevoie de un alimentator suplimentar. Dacă aveți de gând să luați o cameră de asta, trebuie să luați ori un alimentator, ori să aveți un switch PoE sau un injector. Vom vorbi și despre acest subiect într-un tutorial viitor. Haideți să vedem ce este în cutie și vom vorbi pe parcurs despre toate funcțiile și toate chestiile care le găsim la această cameră și care nu le găsim în altă parte. Camera a costat undeva la 1000 de lei. La prima vedere poate părea un preț destul de mare, dar trebuie să vă spun că este o cameră destul de ieftină după standardele profesionale. Camerele profesionale sunt mult, mult mai scumpe și această cameră are performanțele unei camere profesionale. O să o punem deoparte și o să vedem ce avem în cutie. Avem o placă de metal, da, care ne ajută să o montăm undeva pe, să zicem, pe un stâlp sau pe un perete sau undeva la strașină, dacă vrem să facem chestia asta, sau pe un tavan. Acest suport este din metal, ca și carcasa camerei, și o să subliniez asta de mai multe ori pe parcursul tutorialului, pentru că este foarte important.
O cameră de supraveghere trebuie să fie sigură și trebuie ca ea să fie în siguranță în momentul în care este montată. De foarte multe ori, camerele de tip bullet, acelea care, știți voi, camerele de supraveghere clasice, care sunt lunguiețe așa și fixate oarecum în perete, pot fi împinse cu un băț de la locul lor. Deci poate să vină hoțul pe undeva prin spate și împinge cu un băț camera, o trimite în altă direcție. Și bineînțeles, camera degeaba este camera de supraveghere dacă nu mai filmează nimic. Acesta este suportul. Mai avem în cutie un sticker, de fapt nu e un sticker, este o hârtie cu celelalte camere de supraveghere. Acesta este un, nici nu știu cum să-i spun, este un, o chestie care se pune peste cablul camerei de supraveghere în momentul în care se mufează. Da? O să vă arăt imediat. Acesta este un cablu cu care putem să verificăm rapid focusul sau distanța focală pe care o fixăm dacă avem un monitor. Este în general folositor pentru cei care montează așa ceva într-un mediu profesional. Este un cablu care arată cu exact ca un SDI, cablu video. Avem aici o cheie cu care putem să desfacem camera. Cheia aceasta este unică. Bineînțeles, mai găsim chestii din astea la Brico Store sau la Hornbach sau la magazine de bricolaj, dar aceasta este deosebită. O să vedeți imediat, cu toate că este Trox, are și o gaură în mijloc și o cheie Trox normală n-ar putea deschide camera. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Aici mai avem și un template, un șablon pentru găurire. Unde prindem acest suport, putem să dăm găuri cu acest șablon și îl prindem undeva pe perete, pe tavan sau unde vrem noi. Punem deoparte cutia pentru că nu ne mai interesează și acum o să ne uităm la cameră, care este cea mai importantă. Camera arată așa. Toată carcasa este făcută din metal. Acest dom este protector, este dintr-un plastic dur și nu poate fi zgâriat sau spart cu ușurință. În partea asta avem mufa de net, pe care intră și Power Over Ethernet și această mufiță, de fapt, nu este o mufă, este o îmbrăcăminte, practic, un manșon care ajută cablul să stea uscat. Da? Acesta se pune pe cablul de net și după aia se montează aici. După ce se montează, bineînțeles, cablul de net, îl tragem, îl fixăm aici și strângem în partea asta această piuliță și nu mai avem probleme cu umezeala, nu mai intră la cablu și așa mai departe. Aici, dacă dorim, putem să alimentăm camera direct. Dacă nu avem un switch POE sau un injector sau ceva de genul acesta, putem să alimentăm camera și cu un alimentator sau cu un splitter joiner. O să vă explic într-un tutorial viitor ce înseamnă asta, pentru că o să fac și un tutorial despre Power Over Ethernet și opțiunile pe care le avem pentru aceste tipuri de conexiuni. Acum, haideți să vedem camera. După cum observați, camera arată exact așa. Pe partea din spate are ca un fel de burete moale. Da? Aici putem să băgăm și un manșon sau un copex din acela ca să aducem firele mai aproape. Putem să le tragem pe aici. Avem tot felul de opțiuni sau le putem scoate direct pe undeva prin spate. Acum haideți să desfacem camera. Ca să vă arăt ce e în interior, pentru că asta este cel mai important. Camera o desfacem cu această cheie specială, ceea ce este foarte, foarte bine, deoarece suntem siguri că altcineva nu o să poată desface această cameră. V-am spus, cheia este specială și șuruburile sunt speciale și deoarece sunt speciale, în momentul în care pierdem această cheie, am cam încurcat-o și ar fi bine să nu o pierdem. Observați că acest capac cu domul sunt legate de cameră, da? Aici avem și o garnitură, da? Și este foarte important că avem această garnitură, ne garantează faptul că nu va intra umezeală, ploaie sau praf sau altceva la cameră. Carcasa este făcută foarte bine, este din metal, este un aluminiu turnat, arată extrem de bine.
Înăuntru avem corpul cu obiectivul, acest plastic se poate scoate, da? Putem să-l scoatem, să vedem ce este în interior și să vă arăt camera mai de aproape. Camera arată exact așa. Obiectivul poate fi mișcat foarte ușor, sus, jos, stânga, dreapta. Putem roti și așa dacă dorim, da? În toate direcțiile. Aici avem șuruburile pentru focus, da? Și pentru zoom. Da? De fapt, asta este zoom-ul și acesta este focusul. Este o focusare destul de precisă pentru că putem, în cele mai mici detalii putem face focusarea. La alte camere avem o cursă destul de mică la inelul de focus și asta nu este deloc bine, dar se focusează destul de repede la camerele alea pentru că au senzorii destul de mici și în momentul în care este senzorul mic se poate focusa foarte, foarte bine pentru că totul este în focus. Aici avem slotul de card, am un card introdus, da? Nu o să-l mai scot, se introduce exact ca la telefoane și aici mai avem câteva sloturi, slotul care l-ați văzut mai devreme pentru video și slotul pentru fleșuirea datelor în fabrică sau pentru comunicație cu camera în alte feluri. Camera, v-am spus, este foarte bine făcută, este extrem de solidă, obiectivul are o calitate extraordinară și acum o să vorbim mai mult despre tipul acesta de cameră, pentru că este foarte important. Acest tip de cameră ne permite să o montăm oriunde, fără frica că cineva va veni și o va mișca din poziție. În momentul în care am fixat-o, am legat-o, am montat-o, putem fi siguri că nu va mai fi mutată, mișcată de acolo, pentru că o închidem cu aceste șuruburi, cheia aceasta specială și bineînțeles că hoțul, da, sau cel care vrea să facă modificări, nu va avea o astfel de cheie, da? Vedeți că este o cheie specială, este un trox, dar un trox cu o gaură înăuntru. Am văzut astfel de chei, dar vă dați seama că hoțul nu o să vină acum să vadă ce cheie e asta și să umble pe la magazine, să o caute, dimensiunea și așa mai departe. Este destul de greu și de la distanță să-ți dai seama ce cheie este. Deci iese din discuție chestia asta. Carcasa domului, v-am spus, este făcută dintr-un policarbonat, policarbonatul destul de solid. E destul de greu să faci rău acestei camere, mai ales dacă o pui într-o poziție greu accesibilă. E greu să te ridici cu un băț, să o lovești sau să-i faci ceva. Este foarte greu. Bineînțeles, dacă este la o înălțime la care hoțul poate ajunge, normal, poate să ia un ciocan, să-i dea una și să o spargă definitiv, dar deja vă dați seama că cineva a venit și a făcut rău. O să vedem într-un tutorial viitor că și funcțiile software sunt extrem, extrem de bine gândite. Avem tot felul de opțiuni pentru transcodare, putem să alegem între calitatea transcodării, putem să alegem bitrate variabil, bitrate constant, putem să alegem rezoluție, putem să alegem tot felul de chestii, tot felul de setări avem cu care putem să modificăm. Avem reducerea zgomotului de imagine, avem un fel de HDR care funcționează extrem, extrem de bine, o să vedeți într-un tutorial viitor. Ați văzut aici că avem foarte multe LED-uri infraroșu care, vă spun sincer, funcționează foarte bine. Nu avem bleeding pentru aceste LED-uri. Bleeding înseamnă atunci când pe margine senzorul preia direct din lumina aceasta infraroșie și apare cumva ca o ceață. În cazul acesta nu avem așa ceva, deoarece camera este foarte bine proiectată, foarte bine gândită, nu avem probleme de genul acesta. Ea simte automat când vine noaptea, avem și setări în cât timp de când a venit noaptea să se aprindă infraroșile sau cât de întuneric trebuie să fie ca să se pornească infraroșile și așa mai departe. Deci foarte multe detalii, foarte multe setări putem seta în cele mai mici detalii această cameră. Sincer, chiar vă recomand și dacă aveți bani, puteți chiar să alegeți versiunea PTZ. Cu toate că pare, această cameră nu este PTZ, adică nu poate fi controlată stânga, dreapta, sus, jos, focus și așa mai departe. Toate reglările, toate setările la ea sunt manuale, le vom face manual. Camera o vom fixa într-o direcție și acolo va rămâne.
Bineînțeles, după aia, dacă vrem să mutăm direcția în care este poziționată camera, putem să facem asta, dar manual. Ne suim frumos cu scara sau, depinde unde am pus-o, desfacem aceste șuruburi și modificăm setările. Nu trebuie să ne facem griji pentru că această carcasă nu cade, este legată. Da? Deci s-au gândit și la chestia asta, ceea ce este foarte bine. Încă o dată, carcasa este făcută din metal, chestie care o întâlnim destul de rar și este foarte, foarte important, care peste tot garnituri. Este făcută să funcționeze afară, este făcută să funcționeze în frig, în ploaie, în ninsoare, în lumină, în soare puternic. V-am spus, are și acel HDR automat, dar ei spun altfel, o să vedem data viitoare, care reduce luminozitatea atunci când este prea mare sau intensifică luminozitatea atunci când este prea întuneric. Bineînțeles, avem și autoexpunerea, care funcționează foarte bine și gradual, nu sunt treceri foarte rapide. Are motion detection, are tempering detection, adică atunci când cineva vine și mișcă camera sau ați văzut în filme când pune o poză cu camera peste această cameră și vrea să ca paznicii sau cei care se uită la cameră să vadă o imagine într-o poză. Așa ceva nu este posibil aici pentru că are niște funcții software care împiedică chestia asta. Orice mică modificare în imagine va fi detectată și se vor trimite rapoarte, înregistrarea va fi făcută. Înregistrarea se poate face în mai multe feluri, o să vedem data viitoare, putem înregistra și local, putem înregistra într-un cont FTP, putem înregistra pe un NAS network ATA storage, putem înregistra pe cardul SD, putem trimite rapoarte prin e-mail, putem trimite rapoarte pe diferite adrese de FTP, avem foarte, foarte multe opțiuni. Chiar și de pe telefonul mobil putem vedea în mai multe feluri imaginea și la mai multe calități imaginea acestei camere. Rezoluția este foarte bună. Reglările, în momentul în care faceți setările pentru prima oară, trebuie să fiți un pic atenți ca să puneți foarte bine focusul. În rest, totul este foarte, foarte ușor. Singura chestie care mi s-a părut un pic dificilă la această cameră este focusul. Asta pentru că senzorul este relativ mare, este un senzor mai mare decât cele cu care eram eu obișnuit și are și o diafragmă foarte, foarte largă. Are diafragmă 1-2 și este foarte greu să face exact focusul. Dar nu este o problemă dacă acorzi destul timp acestei operațiuni, se face în regulă. Data viitoare vom vedea cum se lucrează cu această cameră, vom vedea aplicația software, vom vedea cum se instalează și calitatea imaginii pe zi și pe noapte. Cam atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!